Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Dr. Ashul, iar în acest videoclip, așa cum probabil v-ați dat seama și din titlu, vom vorbi despre skinurile de CSGO și anume cum să cumpărați skinuri de CS:GO în 2022 la cel mai bun preț. Și de la început, voi veni și voi spune că Steam Marketul este cea mai proastă sau printre cele mai proaste opțiuni și ce, printre cele mai scumpe opțiuni de a cumpăra skinuri în CS:GO. Singurul caz în care pot să zic că este bine să cumpărați uh, skinuri din CS:GO este cazul în care aveți uh, niște bani pe profilul de Steam. Fie că i-ați primit cadou prin Steam Carduri, fie că ați vândut niște lucruri și aveți un, o sumă de bani pe care nu aveți cum să o transferați, caz în care, cred că cel mai profitabil este să cumpărați direct de pe Steam Market în anumite perioade din an. Și ca să scăpăm o și pentru totdeauna de Steam Market și să nu mai vorbim niciodată despre acest, acest, loc, cel mai bun moment, cele mai bune momente în care e bine să cumpărați skin de pe Steam Market sunt cele două sale mari de Steam, adică Steam Winter Sale și Steam Summer Sale, în moment, momente în care prețurile vor scădea destul de mult, pentru o perioadă limitată de timp, iar atunci puteți să cumpărați la prețuri mai mici cu până la 10%, ceea ce este ok-ish okay pentru, pentru Steam. Al moment în care e bine să cumpărați skin de pe market sau este bine să vă uitați un pic pe market să vedeți dacă au scăzut prețurile, este momentul în care apar cutii noi în CSGO sau apare operațiune nouă în CSGO. În momentul acela Oamenii vor vinde skin pentru a cumpăra cutii sau pasuri și prețurile vor scădea, dar la fel pentru câteva zile, așa că trebuie să fiți pe fază și cel mai important, vă faceți un tabel, ori de mână, ori în Excel, în care țineți evidența prețurilor să vedeți exact în, în, ce, în ce sens au variat, au crescut, au scăzut, bineînțeles lucrurile astea pot să difere. La fel dacă o cutie nu se mai dropează, prețurile vor crește, dacă o cutie va trece în dropul normal, prețurile vor scădea un pic. Bun, și cam asta este și cu Steam Marketul. Acum, dacă aveți bani cash pe card, pe PayPal, pe și așa mai departe, pe care vreți să-i băgați în skinuri, atunci Steam Marketul, cum ziceam, este cea mai proastă opțiune. Aveți alte site-uri, alte marketuri în care puteți să vă băgați banii safe, și să vă luați skinuri mult, mult mai ieftine. Și în acest caz eu vă recomand două site-uri. Un site în care să vă găsiți skinurile pe care le doriți și un site în care să găsiți cel mai bun preț de la fiecare skin pentru cele mai uh, utilizate site-uri. Și în acest caz mergem la hmm. mergem la site-ul numărul 1 și anume CSGO Stash link linkul îl aveți în descriere. Este un site care ține evidența tuturor skinurilor apărute în CSGO. Și aveți aici frumos pentru pistoale, pentru rifle, smg uri heavy, knives, cases, collection, stickers, other, unde avem gloves, agenți, patch-uri, music kits, pinuri și așa mai departe. Și de exemplu ne interesează un, să zicem, un Desert Eagle și vrem un Printstream și vrem un minimal wear. Astea sunt prețurile de pe Steam. Aici puteți să le inspectați. Puteți să vedeți uh, prețurile pentru fiecare uh, quality și la skinurile mai vechi, la skinurile mai vechi puteți să vedeți și exact cum, uh, cum evoluează calitatea skinului în funcție de wear. Hai să zicem de exemplu că vrem să luăm uh, uh, un Conspiracy. Care este mai veche din colecția Breakout, mergem jos și vedem că avem un videoclip care ne arată cum arată skinul de la Factory New până spre Field Tested. Da? pentru că acest skin merge de la 0.0.0, Factory New până la 03 Field Tested, nu se duce, nu are variante de Battle Scar sau de Well Worn. Și vedem exact cum arată în fiecare condiție skinul. Bun, revenim și ziceam că vreau prin Steam. Și dacă dăm click, de exemplu, pe Field Tested, ne va duce către pagina de Steam de pe Steam Market a acestui skin. Da? Și vedem că cel mai ieftin este 48,96 euro pe Steam, cu un float de 0,35, un float mare și un preț mare. După ce ne-am hotărât exact ce vrem, ce skin vrem, mai departe mergem pe site-ul numărul 2 pe care vi-l recomand și anume uh, CSGOskins.gg. Acest site este un fel de CSGO Stash, puteți să vedeți aceleași lucruri, numai că în plus față de asta... Mergând, de exemplu, tot la Desert Eagle, la printstream ne arată prețurile pentru mai multe site-uri și vedem că avem aici condiția cu prețurile aferente și putem să observăm un pic și cum se modifică în poză, cum se modifică uh, aspectul skin în funcție de, de condiție, mă rog, orientativ, putem să-i dăm inspect in game, live inspect, 3D și să vedem pe Steam prețul, să zicem că vrem un field test, da? Deja vedem că este 38 de euro. De dolari. Mult mai ieftin. Dăm click și apoi aici ne apar prețurile pentru toate site-urile cunoscute. Alături de, deci avem titlul site-ului și aici avem un rating. Un rating foarte important și vedem exact cam cum, cum arată. Dacă dăm așa scroll un pic, putem observa cam care e ratingul pentru marketurile mari și care e ratingul pentru Steam. <laughs> Asta pentru că este foarte scump. Și vedem recommended-ul, care de obicei are cel mai bun preț, dar nu totdeauna. Atenție mare pentru că vedeți skinport importul are 38,34, pe când bufful are 38,14. Și avem site-urile mari, Skinport, buff 163, skin Baron, Skin Wallet, D-Market, CSGO Float, Liskins, nu știu care e treaba, uh, CS.Deals, Buff Market care este versiunea internațională a Buff 163 dar care nu are uh, la fel de multe skin-uri și nu are aceleași prețuri bune, Shadow Pay ul care este de fapt uh, CS Money, dacă nu mă înșel. 3 GG, schimb așa mai departe. CS Money, pe aici. <laughs> uh, Hellcase, pardon. Hellcase. Shadow Pay e cu Hellcase-ul. Bun. Și avem cele mai bune prețuri, în ordine uh, crescătoare. Și, de exemplu, vrem, vedem că BAF 163 are cel mai bun preț. Dăm View Offer și după ce se încarcă pagina, at some point, s-a pagina, și vedem că s-a deschis pagina cu Deagle prin Stream Field Tested și aici putem să vedem uh, cel mai bun preț. 38, aproximativ 38,53 dolari pentru acest skin. Bineînțeles, pe buff avem o problemă pentru că e mai greu să bagăm uh, bani în buff, nu se bagă așa ușor. Uh, Într-un videoclip viitor voi, uh, vă voi arăta și cum puteți să băgați bani în buff Sunt câteva metode și vom vorbi despre aceste metode într-un alt videoclip. Nu, nu, vorbim în acest videoclip. Dar pe scurt, cam, cam așa. Aflăm care este cel mai, bun, cel mai bun preț. Prin urmare, dacă aveți bani cash pe care să-i cheltuiți într-un cart, într-un PayPal pe care mai apoi puteți să-i trimiteți într-un card în funcție de site, Uh, și vă permite site-ul respectiv să adăugați fonduri, pentru că unele site-uri pun condiția ca utilizatorul să aibă peste 18 ani. Aici ar, ar putea să fie o problemă. Alte site-uri, cum este Baful, uh, acceptă numai uh, moneda chineze chinezească, Yuanul sau RMB-ul, uh, care este destul de greu de achiziționat. Alte site-uri... Sunt mai uh, flexibile și permit mai ușor achiziționarea anumitor, uh, anumitor skin-uri fără să vă impună prea multe reguli. Dacă aveți bani în Steam, atunci cel mai simplu este să cumpărați direct pe Steam. Dar trebuie să vedeți exact uh, care este care este cea mai bună metodă. Vă țineți evidența într-un Excel. Eu vă recomand să faceți chestia asta cu numele skinului, cu condiția, prețul de pe Steam, prețul uh, inițial la care ați verificat prima oară. Uh, skinul și prețul în timpul serului, prețul după un buff și așa mai departe. Vedeți dacă se anunță că, de exemplu, SG-ul va primi un buff sau se există niște bârfe cum că SG-ul ar primi un buff, atunci în momentul în care acel, acel va primi buff-ul, prețurile vor crește foarte mult pentru toate skinurile. La fel cum a primit nerf M4A1S-ul, prețurile au scăzut au revenit după aceea ușor, ușor, dar inițial la aflarea veștii prețurile au scăzut și trebuie să vă folosiți de aceste știri în favoarea voastră. Bun, cam asta este videoclipul. Foarte important și ce am vrut să vă transmit eu este că dacă aveți bani de cheltuit, nu i băgați în timp ca să vă cumpărați skinuri. Intrați pe csgoskins.gg, nu am nicio afiliere cu acest site, dar este un site pe care eu îl folosesc și să o să stai foarte bun. Și verificați aici cele mai bune prețuri, iar apoi vedeți în ce site-uri puteți să băgați bani ca mai apoi să cumpărați, să cumpărați skinurile respective. Eu am fost Cosmin, a.k.a. Dr. Ashul și ce să zic, abonați-vă pentru a primi cele mai noi videoclipuri și dați clip pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez, pentru că urmează niște videoclipuri foarte interesante. A fost primul acest prim videoclip în care vă spun, vă arăt cum să găsiți cele mai bune prețuri pentru niște skinuri. Urmează videoclipurile în care o să vă arăt cum să puneți bani în buff, cum să Vindeți un schimb pe BAF, cum să cumpărați un schimb de pe BAF și multe altele. Mai am câteva idei, dar le păstrez așa un pic secret până când le voi publica. Cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, abonați-vă, dați clip pe clopoțel, cum ziceam, și noi ne auzim la un nou videoclip, numai pe canalul doctorașului. Numai bine.